Am revenit aici în studioul numărul 2, emisiunea Meet Milk, împreună cu domnul profesor Silviu Stanciu de la Universitatea Dunărea de Jos din Galaș și cu domnul Marius Verde, și începusem o discuție despre conceptele noi pe care le aduce consumatorilor și vorbea despre acele cornere, acea interacțiune dintre cel care vinde și consumator. Țineți la legătura aceasta dintre dumneavoastră și cel care vă cumpără produsele? Pentru că e vorba de fidelizarea consumatorului. Cum să nu ținem? E foarte important ceea ce gândesc clienții. E fundamental, chiar, de exemplu, sunt cerințe care poate nu sunt pe placul meu, dar dacă astea vin din piață, eu trebuie să mă adaptez. Consumatorul, pot să fiu dictator, nu, mâncați așa, ori nu. Sunt... Și ce am observat... Își exprimă opiniile. Am observat... Își schimbă opiniile, da. Nu, își exprimă opiniile. Își exprimă opiniile, da, da. Și se simte exact, se simte foarte mult în vânzări. Dar eu ceea ce vreau să spun e că în momentul de față clientul român, consumatorul român, a crescut foarte mult, e foarte exigent. Nu se mai mulțumește și vrea detalii și e interesat, și dacă cumva, mai ales la noi că facem un produs artizanal, nu poate să fie tot timpul standard și e puțin mai afumat. Sau, vă completez spunându-vă că un studiu Eurostat făcut în noiembrie anul trecut, deci foarte recent, plasează consumatorul român pe locul 2 dintre cei mai exigenți și cei mai bine informați. Ceea ce e bine pentru piață, e provocator pentru dumneavoastră. Da, este bine. Ideea asta e că să mai avem și o chestie care e puțin negativă. Noi suntem, împrumutăm tot. Deci orice noutate vine, nu știu, bucătăria mongoleză. Toți într-un an se aruncă acolo pe bucătăria și după care vine complet abandonată. Suntem deschiși la domnule mode. Fede, și dacă îmi permiteți puțină poezie, Miorița e perenă, așa da, că da. Să nu ne temem noi, niște pakistanezi, niște indieni, da. Niște mongoli, niște vietnamezi. Care e percepția publicului asupra prețului? Da, aici e o chestie care ne confruntăm cu, mă rog, oarecare, publicul are senzația că produsul este, adică este mai scump. Este mai scump, chiar dacă în ultimul timp am văzut produse industriale în market, în supermarket, care sunt aproape la prețul de vânzare pe care îl vindem noi. Ce trebuie să înțeleagă un consumator care cumpără produsele Zimbria sau alte produse procesate în mod artizanal? Mă refer cu afumătoare, cu lemn, fără tamblerizare, fără injectare. E ca și cum v-ați cumpărat 2 kg de carne și vă duceți acasă și ziceți că ați făcut friptură și ziceți ați mâncat 2 kg de carne. N-ați mâncat 2 kg de carne. Cântăriți-o pe curiozitate să vezi cât a mai rămas în tigaie sau în rasol. Sau... Dacă noi folosim 2 kg de carne și ne rezultă 1,2 kg de produs, automat prețul produsului se dublează. Dacă un kilogram de carne costă 25-20 de lei, 25 de ron, vorbim carne, da, de primă calitate. Și tu ai un cost de producție de 40-45-38 de rom și îl dai cu de la 45, îl dai cu 65, ai un adaos de 50%. Nu e un furt. Nu e ca și cum, adică nu vreau să spun, e un adaos chiar super cinstit pentru câtă muncă. Nu, dar lumea nu știe altceva. În formarea prețului nu intră doar materia primă. Intră atâtea și atâtea lucruri, atâtea și atâtea, începând de la curentul din atelier până la partea de impozit care trebuie plătită vânzătoarei. Eu, de mult, soția mea se ocupă foarte mult de partea asta de contabilitate, chestii, să țină evidența, vânzările. Eu, la un moment dat, mă cert cu ea pentru că îi spun, voi ați uitat scopul, voi ați uitat de ce. Noi trebuie să facem producție și comerț. Mi se pare că atenția prioritară astăzi este acte, aia nu ți-a lipsit. A devenit foarte costisitor pentru noi, că suntem mici, să plătim atâtea persoane care fac proceduri, care fac... birocrație. Măresc foarte mult costurile, este impresionant. Nu, birocrație, astea sunt reguli în ziua de astăzi. Trebuie să negativ. Da, pentru că nu poți să crezi niciodată la cât
Hai să ne impresioneze domnul profesor Silviu Stanciu în mod pozitiv. Și vreau să vă... Nu, haideți să abandonăm generalitățile. Să revenim la concret. Ia vorbiți-ne nouă, de fapt, telespectatorilor, despre ultimele dumneavoastră teme de cercetare. Ia să vedem ce face domnul profesor Silviu Stanciu. Eu sunt și conducător de doctorat și sunt conducător de doctorat pe un domeniu nou pentru România. Suntem alături de o altă instituție de învățământ superior din România, prima Universitate de Dumnezeu din Galați, prima care a autorizat domeniul inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, în care mergem inclusiv pe produse tradiționale și pe domeniul acesta de teme aplicate nevoilor economice. Opinia mea, și cred că mergem și pe opinia europeană, până la urmă, o cercetare trebuie să fie aplicată, să ducă la produse noi. Motiv pentru care am 6 doctoranți, de exemplu, care sunt pe domeniul agroalimentar și care încearcă să mărească randamentele agricole. Am în domeniul acesta al producției agricole pe materii vegetale doctoranți care încearcă să găsească cele mai bune soluții pentru terenurile din zona Brăilei și Galațiului. Pentru că suntem într-o zonă în care noi trebuie să fim patrioți, să fim tradiționali, să ne promovăm până la urmă ceea ce avem. Și atunci, de exemplu, la o teză de doctorat, încerc să fac o corelare între calitatea solului și calitatea culturilor vegetale care se obțin pe solul respective. Încercăm să ne aducem aminte de tradiție, cum spunea și dumneavoastră, dar să și folosim ceea ce avem. Și atunci, din ce în ce mai mult, ar trebui să ținem cont de potențialul natural pe care să-l valorificăm, să uităm de lucrurile care ne vin din afară, poate impuse sau în alte criterii. Deci am teme legate de producția vegetală, am teme legate de producția piscicolă, pentru că am și lucrat pe domeniul respectiv la evaluare de proiecte și chiar au fost fonduri pe domeniul respectiv în dezvoltarea sectorului piscicol. Am încercat și am întrebat la Ministerul Agriculturii și, eu știu, în zona producției, în zona mediului de afaceri, cam ce ar fi interesant pentru producători. Și atunci temele pe care le am se leagă de producție agroalimentară, de creșterea calității produselor și de apropiere de mediul de afaceri, de nevoi. Deci, de aceea am și zis că mergem către fermieri, către producătorii agroalimentari. Voi mai adapta în viitor temele și pe domeniul producției de carne, pentru că am și discutat cu colegul meu de platou și chiar în pauza care a fost am pus la punct o nouă temă de cercetare cu apariția unor sau redescoperirea tradiționalului, inclusiv prin temele doctorat. Imediat încă o întrebare, însă vreau să informez telespectatorii că domnul profesor Silviu Stanciu va susține o comunicare științifică, două comunicări științifice în data de 10 mai la conferința internațională Meat-Milk, una în workshop-ul pe carne și una în workshop-ul pe lapte. Iar domnul vede și, bineînțeles, că va participa din nou la conferința Meat-Milk, conferința internațională din 10-11 mai, de la Hotel Alpin din Poiana Brașov. Care e nivelul tehnologic al laboratoarelor și al stațiilor pilot? S-au făcut investiții impresionante la nivelul universității pe domeniul industriei alimentare. Sunt stații pilot moderne în care procesăm lapte, procesăm carne și alte domenii, mă limitez doar la aceste două pentru că este specifică emisiunii. Au fost proiecte în valoare de câteva milioane bune de euro care au implicat muncă din partea cercetătorilor facultății și a universității, multe eforturi, dar rezultatele se văd pentru că procesăm într-adevăr la cantități sau la limită de stații pilot lapte și carne și încercăm să scoatem produse mai bune, care se văd în premiile și în vizibilitatea instituției. Domnule profesor, universitățile mari din străinătate se finanțează inclusiv prin contracte cu firme particulare care lansează teme de cercetare. Universitatea din Galați are, Facultatea de Industrie Alimentară, are astfel de contracte, are astfel de legături, are teme impuse de, bine, comandate de companii din domeniu? Eu sunt și directorul... Pentru că tot vorbeam de cercetare aplicată. Eu sunt și directorul Centrului de Transfer Tehnologic din cadrul Universității de Jos din Galați. Este singurul centru de transfer tehnologic care este acreditat la nivelul regiunii de sud-est. Și mergem către nevoile mediului de afaceri.
brevetăm produse și în ultima perioadă am încercat să obținem brevete care să fie aplicate și vindem aceste brevete sau le transferăm. Nu, e incorrect că nu discutăm de comerț, noi transferăm rezultatele cercetării către mediul de afaceri, către companiile, către partenerii noștri. Mergem la parteneri, discutăm cu principalii producători și ne interesează zona Galați-Brăila, în care, sud-estul de fapt, în care suntem, și încercăm să venim, am făcut și contracte, pregătim un proiect de transfer tehnologic de 3 milioane de euro, în care să răspundem nevoilor locale, în primul rând, și apoi naționale sau pe alte direcții. Domnul Verdeși, tare îmi place și lucrul ăsta. Vă dau telefon, domnul Săian, nu ne putem întâlni pentru că sunt la Torino sau sunt la Verona sau sunt la Barcelona. Sau, care e reacția consumatorului străin atunci când gustă produsele dumneavoastră? Să știți că chiar a fost foarte, noi nu prea cunosc produse premium. Nu prea au avut posibilitatea să cunoască produse de o anumită calitate, pentru că nu sunt și industriale foarte bune. Dumnezeu să face și export. Da, ideea este că noi nu mergem doar pe produs, cu prezentare, cu marketing, cu design, cu suntem destul de contemporani ca concept Zimbria în sine. De multe ori am avut foarte mare succes. Trebuie să te duci în anumite țări în care sunt mai interesate. De exemplu, noi am fost în Germania. E un consumator destul de dificil, adică nu... Pretențios. Nu aș spune pretențios. Cred că nu se mulțumește cu mai... Nu caută detalii așa. Nu fac diferența în detalii cum le fac, eu știu, alți italieni, francezi, spanioli. Sunt mult mai deschiși către anumite gusturi. Latini. Da. Pe când germanii sunt... Da, sunt mai conservatori și în principiu ei se vede și bucătăria lor. Spuneați dumneavoastră într-o emisiune acum de recent că legea berii, da, care o au nemții. Ei, să știți că chiar câteodată restricția asta pe nemții a ținut în spate. Să știți că berea a evoluat foarte mult, de exemplu, în toată Europa și ei, datorită faptului că au restricția asta să pună doar malt. Hamei, malt și apă. Păi, nu știu dacă știți, dar de 3 ani de zile Oscarul pentru bere e luat de berari spanioli. Iar berea foarte spaniolă e de o calitate extraordinară. Foarte mult. Și în Italia s-a dezvoltat foarte mult. Foarte. Și am rezerve. Nu, dar să știți... Cineva mi-a spus în Italia, domnul Săian, noi știm să facem mașini, știm să facem haine, știm să facem parfumuri, dar să nu vinuri, dar să nu bezi niciodată bere italiană. Și era italian. În Nord, acum, în ultimii ani, deci în primul rând a plecat și chestia asta cu berea artizanală. E o modă, un boom în toată Europa. Și asta e ca și cum ai folosi o bază să dai diferite arome, diferite gusturi. Tu, dacă ești limitat cu ingredientele, nu poți să faci mare lucru. Tot acolo ești. S-au săturat de produsele standard. Consumatorii caută tradiționalul, da, inclusiv în bere, și au cam obosit să consume aceleași produse globalizate. Și atunci e o nișă pe care noi putem intra, inclusiv ca țară. Aminteați de Germania. Germania s-a dezvoltat după al doilea război mondial pentru că au fost patrioți tradiționali și și-au valorificat produsele. Asta trebuie să ne aducem și noi aminte și să facem, să ne folosim produsele noastre la noi în țară, dar să și le promovăm în străinătate. A fost și planul Marshall care i-a învizat la spate că doar nu abandonau americanii Germania în mâna rușilor. Nu neapărat, dar ei și-au cumpărat în primul rând produsele germane. Și au fost pentru producția germană și au susținut economia germană prin consumul produselor. Păi iată exemplu chiar aici, în dreapta dumneavoastră. Domnul Verdeși, dacă intru la magazinul din Băneasa, e atmosfera aia care, sunt sigur, era și pe vremuri înainte de război, când mușteriul se ducea, cumpăra o pâine, cumpăra, nu știu, 200-300 de grame de salam, bea o suică mică și stătea de vorbă cu meșterul casei între ghiri mele al prăvăliei și uite așa se creează și nișa, se creează și fidelizarea consumatorului. Proprietarul află informația direct de la consumator și nu-i mai trebuie cine știe ce studii de piață. Și un consum mai sănătos, spun eu. Aș spune și un consum mai sănătos pentru că cel care consumă vede produsul, știe că vine de la un producător serios, care este tradițional, care vine cu niște rețete pe care le respectă și aici, dacă nu le respectă, vorbeam mai devreme de răspunsul consumatorului, că răspunsul este în cerere, în vânzare. Dacă nu vinzi produsele, dispar de pe piață. Bun, domnul Verdeși, cum
cumva afectează cei necinstiți din zona dumneavoastră de activitate, că asta e o plagă. Să știți că în principiu s-a curățat, adică destul de mult piața în ziua de astăzi. Într-adevăr, a fost puțin, ca de obicei, când există o oportunitate, când era perioada în care produsele tradiționale mergeau de modă, ca o modă. Aducându-l în discuție pe domnul Dorin Coșocaru, președintele patronatului laptelui. Păi chiar săptămâna trecută avertiza asupra faptului că într-un loc oficial era cineva care vindea produse din carne fără bon, fără spațiu refrigerat, același comerciant care și la piața domenii nu dă bon fiscal. Exact. Bine, astea, lucrurile astea, vă dați seama că cine și-a creat un business, cred că timpurile au ajuns în așa fel încât nu mai poți să supraviețuiești astăzi. Sincer, e doar ceva cu, din inerție mai merge pe aici, pe acolo, cât mai poate. În ziua de astăzi, exact ce vreau să spun, un lucru care m-am gândit eu, când mergeau vânzările astea de produse tradiționale și noi mergeam la tot felul de expoziții și cu vânzare, mă gândeam, de ce oamenii ăștia nu investesc dacă au un potențial? De ce banii ăia care îi câștigă nu-i își iau o vitrină? Ei, da, din păcate, dacă nu faci lucrul ăsta, nu ești constant, mori. În ziua de astăzi nu poți să supraviețuiești. Nu mai e că ce a fost odată, ne-am schimbat, trebuie să ne adaptăm timpurilor și trebuie să respectăm condiții de igienă și mai ales la vânzare. Pentru că e un cont e să veniți cu niște produse într-o mașină, într-un break, să le pui acolo. De obicei nici nu sunt producători, mă scuzați, mulți care sunt producători, vin aranjați, că nu te doare sufletul. Adică de ce aș veni eu cu produsele mele să le țin în soare? Mă doare sufletul să le văd că stau acolo când e într-o temperatură. Am renunțat la foarte multe expoziții. Am greșit și noi probabil în trecut câteodată, că nu știam să evaluăm. Sau vitrine, când era vara, am mai fost, am încercat. Nu se poate. Vara încă n-a venit. Da. E primăvară și numai că e primăvară, suntem în zile sfinte, iar lucrul ăsta așa ne dă de gândit, ne dă de gândit și să fim curați și ca să fim curați trupește ne trebuie și o mâncare bună, pentru că așa e. E săptămâna mare și se apropie Paștele, iar Zimbria s-a pregătit cu tot felul de bunătăți. Miel umplut cu drob, iepure împănat cu mușchiulețe, porc și prune uscate, pastramă tătărească marinată în iaurt și șofran pistil, curcan copt la jar cu fisic verde, muș de capră împletit, piept de rață cu portocale și coniac afumat cu lemn de prun, jamboane, pastrame, rulade, drob de miel, de curcan, produse vânătorești, cozonaj mari și pufoși plini de nucă și cacao, pască, dar și cele mai bune vinuri românești, palincă, durcețuri și alte bunătăți. Așadar, Zimbria vă urează un paș fericit și vă invită oricând ați dori la o degustare și la un pahar de vorbă în magazinele sale. Nu uitați îndemnul, vizitați-l pe domnul Marius Verde și fiți convins că nu o să vă pară rău. Cu ce imbiați când vin la dumneavoastră? Păi, în afară de... Vă dați seama, noi... Practic, filozofia, noi ne-am promovat de-a lungul timpului prin sampling-uri, prin degustare. Singura modalitate de a convinge un client direct este să-i dai omului să guste. Dacă îi place, cumpără. Vă dați seama că am încercat, noi n-am făcut reclame sau chestii de genul ăsta. Toți consumatorii am fost constanți în calitate în timp. Și asta ne-a premiat. Adică, chiar și atunci când nu mergeau foarte bine vânzările, sau noi am menținut o vitrină bogată, o vitrină cu... Eu, sincer, acum că am auzit pe dumneavoastră, mi s-a făcut poftă. Asta e o chestie pozitivă. Când auzi atâtea bunătăți, te simți copleșit. Înseamnă că am talentul de a prezenta niște produse. Domnule profesor, ne apropiem de final. Mesajul dumneavoastră pentru telespectatorii emisiunii noastre. Consumați produsele românești, consumați produse tradiționale, amintiți-vă de tradiție, ajutați economia românească și producătorii autohtoni. Scurt, foarte scurt, pentru că urmează și concursul emisiunii. Mesajul dumneavoastră pentru telespectatorii emisiunii Meet Milk. Vă urez un Paști fericit, să vă petreceți în familie cu cine sau cu cine doriți dumneavoastră. În unele țări se spune că
Paștele cu ai tăi și Crăciunul cu cine vrei sau nu mai știu cum e o chestie. Vă așteptăm în magazinele noastre, nu trebuie să cumpărați, orice client e binevenit și are este invitat să deguste din produsele noastre gratis, deci puteți veni, nu cumpărați nimic, gustați, vă faceți o idee și plecați, nu trebuie să vă simțiți prost. Bun, concursul emisiunii. Domnule profesor Silviu Stanciu, vă rog într-un cuvânt să-mi răspundeți la următoarea întrebare pentru concursul emisiunii. Cum vedeți viitorul cercetării românești în domeniul alimentar? Aplicabil. Da. Perfect, 1000 de puncte din partea agenției Infogroup și ca premiu. Mulțumesc. Ultima ediție a revisei Mid Milk. Domnule Marius Verde, și cum vedeți viitorul companiei Zimbria? Într-un cuvânt, tot așa. Strălucitor. Strălucitor. 1000 de puncte și dumneavoastră. Permiteți-mi să trimit 1000 de puncte și doamnei Maria. Okay. Și ca premiu, ultima ediție a revisei Mid Milk. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezența în această sfântă seară de Vinere Mare în emisiunea Mid Milk. Simați prieteni, dragi prieteni, simați telespectatori, vă rog să rămâneți și dumneavoastră în continuare în fața micilor ecrane. Urmează minutul editorial, care este ușor diferit față de cele de până acum. Tatăl nostru care le ieși în ceruri și care pogori asupra noastră lumina, dă-ne și minte ca să mai salvăm ce putem salva și ne iartă nouă greșalele noastre și mai ales iartă-ne răutatea din noi. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin. Această emisiune v-a fost prezentată de Angst, artizan al cărnii.